Bună ziua, doamnelor, domnilor, domnilor, domnilor și doamnelor, multibiților și stimactizaților, care este marți cu trei ceasuri rele și cu toți prietenii și iubiții și colegii din spate care dau la lopată, la cărbuni și un excavator aici, așa că astăzi, dacă auziți sunete dubioase, dar v-am explicat și ieri și acum 4 zile și acum 5 zile și acum 6 zile, da? Noi trebuie să muncim, ei trebuie să muncește, toată lumea trebuie să câștigă, să mănâncă și gura lor ceva. N-am cu ce să ne batem. Marți, vă spuneam, cu 3 ceasuri, a început de dimineață, am dormit 3 ore mari și late, hai că vă zic așa foarte scurtuț. Nu mă întrebați de ce n-am reușit să închid ochii azi noapte, vroiam să și eu ca omul și nu prea mi-a mers. Aflați că în 1963, pe 22 martie, The Beatles lansează primul lor album și anume Please Please Me în Marea Britanie. În 1965, plenara CCL PCR alege în funcția de prim secretar pe Nicolae Ceaușescu la propunerea lui Ion Gheorghe Maurer. Funcție pe care n-am mai... Nu știu dacă... În prim secretar la secretar general. Pe acolo, da? Cum erau să fac? Mai ține minte careva toate titlurile pe care le avea Neanicu, tăticu? Președinte al... Dar nu știu că era primul, era secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România și comandant suprem al Forțelor Armate? Mai era ceva? Mai era parcă ceva. În 1895, August și Louis Lumière au făcut la Paris prima demonstrație a cinematografului folosind un film din celuloid. Pe urmă au venit niște români și l-au piratat, i-au făcut repede niște copii și i-au dat drumul pe net. Evident, nu exista internetul pe vremea aia, dar imaginați-vă ce fain ar fi fost, da? Primul film din... făcut pe celuloid, în format DVD acum, downloadați-l de aici, DVD RIP. Azi e ziua fotbaliștilor, am stat, m-am uitat pe Wikipedia la, evident, e și ziua Torei Vasilescu, la mulți ani, dar într-o mare de fotbaliști, pentru că nu ăștia ne plac, fotbaliștii și maneliștii, astea sunt, și boarfele alea care se culcă cu fotbaliștii și maneliștii și devin brusc femei de succes, noi ne învârtim în genul ăsta de personalități, așa că ziua de naștere a unei actrițe cum este Tora Vasilescu va trece cu siguranță așa nebăgată în seamă. Am văzut un singur articol legat de acest eveniment, de ziua de naștere a actriței Tora Vasilescu. În rest, aceleași chestii, cine cu cine s-a mai culcat, ce fotbalist a mai zis nu știu ce tâmpenie, de parcă ar mai fi ceva extraordinar. Când auzi că un fotbalist a zis o prostie cât casa poporului, așa și nu l-ai luat că-i directorul sau rectorul universității de litere, l-ai luat că-i fotbalist, nu te să gândească, el trebuie să folosească piciorul care este și să joace teatru pe teren, da? Deci asta vă spuneam, e ziua fotbaliștilor, ăștia noi ne dăm în vânt după ei. Bă, frate, când cine vorbește un fotbalist, îl asculți. De ce? Că e fotbalist, e om de succes, da? Vorbește un manelist, sau în fine, plânge un manelist, îl asculți, frate, zice că e om de succes, tineretul crește cu modelul ăsta. Băi, dacă ăsta face 1000 de euro pe seară la o nuntă, păi ăsta e modelul de succes. Nu, frate, părinții îl învață, băi, să te duci să muncești cinstit, mă, să-ți rupi spinarea 8 ore pe zi pentru un patron idiot. Te dragă de boșorog, da? Manelist mă fac sau fotbalist, cui trebuie servici? Uite la ăștia ce bine duc, n-au muncit o zi în viața lor, da? Cam asta o să fie răspunsul. Pleacă de aici cu serviciul tău, cu munca ta. Ce înseamnă asta? 8 ore pe zi la muncă, poate chiar mai mult pe zi? Fii serios, manelist mă fac. Știi să cânti? Nu, dar învăț. Fotbalist mă fac. Bă, dar știi să joci fotbal? Nu, frate, dar mă învăț. Da? Au te rog ăștia ce femei învârt. Toate care mai de care, mai siliconate, mai buzate, mai... Una a apărut în Playboy, una e fost fotomodel de nu știu de care. Ce ăștia învârt așa ceva? Bă, ce mașini învârt ăștia, bă? Ce mă pui tu să mă duc să învăț? Ce? Să fac 8 ani de școală generală, pe urmă încă 4 ani de liceu, pe urmă dacă am baftă încă vreo 5-6 ani de facultate, ca să ce? Să fiu muritor de foame? Iete ăștia ce bine o duc. N-au învățat o zi în viața lor, frate, nu sunt în stare să se semneze.
că pun X și pe urmă degetul, da? Dau ce mașini în vârt, uite ce femei în vârt, ia uite cum sunt toate televiziunile călare pe ei. Celebru, bogat, tânăr și frumos. Și mai sunt, mă țin și în cu fizicul bun. De ce? Pentru că joc fotbal, frate, mă joc cu mingea toată ziua. Da? Ăsta este modelul pe care merge. Și pe urmă ajungi la Capatos, unde afli că iubita ta este iubita noastră. Că acolo te duci și află chestiile astea, da? Afli că iubita ta, fotomodelul care a pozat pentru Playboy, e un fel de femeie de gașcă sau a găștii și că nu degeaba se numește echipă de fotbal. Da? Toți i-au dat la gol din echipa în care joci. La gol, toți. Da? Și ca urmare, v-am spus, o zi de naștere a unei personalități în lumea teatrului și a cinematografiei românești, cum este Tora Vasilescu, trece puțin pe planul 2, 3, 15. Tora Vasilescu. Da. Deci, la mulți ani Mirel Rădoi, la mulți ani Ovidiu Petre, la mulți ani Emeric Ienei, la mulți ani Mihai Evâncescu. Ziua fotbaliștilor români, nu că-i vina lor că s-au născut pe 22, că n-au planificat-o ei, nici măcar părinților nu cred că au planificat-o, spun doar că la un moment dat încercăm, ne creăm niște idoli de lut, frate. Pictați frumos, dar care-i modelul? Că-s fotbaliști de succes? Îs fotbaliști de succes? La ce ne uităm atâta la oamenii ăștia? Că alergă după o minge? Copiii fac chestia asta de la 4 ani. Și n-apar la televizor, frate. Și probabil că unii dintre ei chiar cu mai multă pasiune decât ăștia profesioniști. De ce? Pentru că fac din pasiune, din plăcere. Ăștia profesioniști deja sunt plătiți ca să facă treaba asta. Deci plăcerea s-a cam dus, dracu. În schimb, când e vorba de scandaluri, ce fotbalist a mai fost prins băut la volan și el crede că scapă pentru că dă-i fotbalist, frate. Da? Ce fotbalist s-a mai cuplat cu nevasta nu știu cui? Astea-s știri. Mă dau un vânt, de-aia am renunțat. Jur cu mâna pe inimă și uite, ridic trei degete, că n-am mai pornit televizorul ca să mă uit și eu la ceva la televizor, cred că am mai bine de 8 luni. Am să îi rog pe ăștia de la UPC, UPC, cum se cheamă, să-mi taie un abonament, frate, să-mi lase doar netul. De ce? Pe net aleg eu ce să văd. În fiecare dimineață Mircea îmi zice, bă, ați văzut aseară știrile, nu știu care, omule, nu ne uităm nici eu, nici Ciprian, nu ne uităm la televizor, ca să vedem ce. Dacă e să dau vreodată drumul la televizor, pentru că nu pot să adorm și trec din program în program, așteptând somnul. Dar în rest, să văd ce? Știrile cu fotbaliști? Astăzi este ziua mondială a apei. Vă spuneam ieri că este o zi pentru absolut orice. Și chiar mondială. Este ziua mondială a apei, așa că dacă dați drumul la chiuvetă, să beți un pahar cu apă, dacă vă ce să faceți un duș sau un pipilică și apăsați pe buton, spuneți-i la mulți ani că e ziua ei. Ziua mondială a apei, frate. Despre români în lume, nici nu știu cu ce să încep. Apropo de ziua națională mondială a apei. Că știam eu că am aici o legătură. Iar nu știu la ce oră am început. Băi, neamțule, neamțule, cum nu te uiți tu la ceas? Iar o să vorbesc prea mult sau prea puțin. Știți ce-mi trebuie mie? Bă, dați-mă care aveți un magazin de ăsta cu acebrice și carice și aveți un ceas de la mare de perete. Dați-mi-l să-mi-l pun și eu acolo. Să zic, bă, frate, am început la 50. Că mă uit ca tâmpitul și uit câte ceasul. Directorul companiei de stat pentru ape minerale, există așa ceva, da, aduce acuzații grave producătorilor de apă îmbuteliată. Radu Dumitru spune că în peturile scoase la vânzare poate fi inclusiv apă de la robinet, deoarece aceștia nu au licență și autoritățile aceștia, vânzătorii, presupun, și autoritățile nu știu ce toarnă ei în sticle, așadar amenzile și cantitățile retrase de pe piață pot fi infime în comparație cu prejudiciile aduse consumatorilor. Să ridice mâna dintre voi, și nu neapărat din România, din orice țară din Uniunea sau din lume, orice țară din lume, pentru că apa îmbuteliată se vinde ori, îmbuteliată se vând în sticle, vre. Dacă e minerală sau plată, dacă e minerală, e o altă poveste.
plată. Hai să punem apa plată. Deci, să ridice mâna dintre domniile dumneavoastră preacinstiți boieri și conițe, care crede că apa aia plată vine de la cele mai pure și curate izvoare montane. Aud? Deci, mă, dintre voi zic să ridice mâna care crede că apa aia din sticlă e de la un izvor pur neatins de om din munte. Așa mă gândeam și eu. De fiecare dată când văd sticle de apă minerală, îmi imaginez un nene care stă crăcit cu un picior pe un mal și cu un picior pe un mal, cu o salopetă de aia pe care scrie, nu știu, numele apei minerale, da? Care umple de la un izvoraș între două coame de munți, înconjurat de cerbi, de urși și iepuri, umple sticle și le dă din mână în mână mai departe unui lanț uman, de, da, îmbrăcați toți în salopetă de aia și până jos în vale și chiar până la București. El le umple de la izvor, pune dopul, sigilează. Și... nu e logică, apa aia vine din niște robineți? Cum să vină de la izvor din munte? Eram în Spania. Bă, ce îmi place să încep cu chestia. Eram în Spania, frate. Bă, Spania, m-aș muta din nou acolo. Cred că cele mai frumoase amintiri pe care le-am pe ultimul deceniu, acolo s-au petrecut. Eram în Spania, zic. Și am fost să vizităm și noi, ca tot omul care vrea să aibă și el o amintire pe retină înainte de a închide ochii, să vizităm Alhambra. Nu e logic. Toată lumea se duce în acolo. Și n-am zis că toată lumea să mergem și noi, că toți merg acolo, dar e imposibil să fii în zonă și să nu vezi una dintre cele 7 minuni ale lumii. Da? Și n-am fost să vedem barurile, cluburile, crâșmile, am fost chiar să vedem Alhambra. Pentru ca să avem și noi niște imagini mentale, să ai niște amintiri. Da? Ei, după o zi de bântuit de nebun pe acolo, ne-am oprit să bem niște apă. Uite că îmi scap acum, ca proști, îmi scapă numele ăla mai important. Ideea este că sunt niște munți. Uite, am uitat cum, vai de mine ce-mi scapă. Era cu zăpadă pe ei, oricum. Munții erau cu zăpadă. Și primesc la restaurantul unde ne-am oprit să mâncăm, cum eu nu beau alcool de felul meu, adică beau, dar foarte rar de o vreme, iau apă. Zic, apă plată, frate, mie mi-ajunge ca să pot mânca, să meargă, da? Și iau apă plată cu denumirea. Băi, ce-mi scapă denumirea munților, frate? Mor cât-s de prost. În fine, și mi-aduce tipul sticla și spune, apa asta este făcută cu zăpadă de pe munți. Zic, du-te mă puțin de aici. Ești român, nu-i așa? Da, de unde știți? Numai românii ar veni cu o poveste de genul ăsta. Apa asta pe care o aveți dumneavoastră în sticlă este făcută din zăpadă de pe munții pe care vedeți acolo. Bă, tu ești prost! Dar cine merge cu lopățica și cu pâlnia pe munte să umple sticle? Asta e apă de la robinet, nu-mi spune, e un robinet care umple, e o mașinărie din care... ce? Cum îmi povestești mie că vin camioane cu zăpadă de pe munte, da? Cu zăpadă de pe munte și după aia o pun în niște topitoare sau ce cuptoare, cum dracu se face, da? Și pe urmă îți toarnă direct în sticlă? Cine crede prostiile astea? Adică reclamele arată superb, reclamele sunt frumoase. Cerbi care sar maestuos peste un izvoraș cristalin care susură între două coame de munte. Frumos, iarbă, șuierul vântului în pădure și izvorașul ăla care îți dă ție apa aia sănătoasă și curată. Realitatea este... da? Asta este realitatea. Spune directorul companiei de stat pentru ape minerale că nimeni nu știe ce impeturile scoase la vânzare. Ba da, deci apă. Apă chioară. Aqua pura. Aqua chiorensis. Apă chioară, frate. România nu are în acest moment o legislație clară pentru apa care se îmbuteliază, spune directorul companiei de stat pentru ape minerale. Deși în țară sunt 68 de ape minerale licențiate, iar pentru acordarea unei licențe un izvor este monitorizat timp de 2 ani, hipermarketurile care îmbuteliază și vând apa de masă nu sunt obligate să respecte aceste reguli. Ele au propriile lor izvoare, care se numesc apa servu, probabil, pe roman. Că apa de la robinet care este. Că e apă plată, apă chioară. Ce poate să fie altceva? Apă.
Nimeni nu poate să știe în acest moment ce se vinde, de unde este apa, poate fi și de la chiuvetă, și din lac, și dintr-un furaj. Tot ce vedeți dumneavoastră în consum, prin hipermarketuri sau magazine, că e apă de masă sau apă de izvor, nu sunt reglementate de nicio lege. Nu face obiectul niciunei legi care să fie licențiată și consumată, spune Radu Dumitru, director general Societatea Națională a Apelor Minerale. Apă de izvor, frate, eu mor când aud chestia asta. Singura instituție care avizează aceste izvoare este Direcția de Sănătate Publică. Din cauza că producătorii acestor ape nu plătesc redevențe statului român, pot scoate la vânzare peturile cu prețuri mult mai mici decât cele pentru apa minerală plată. Băi, apa minerală a ajuns să coste mai mult decât Coca-Cola, de exemplu, fără a încerca să fac antireclamă. Apa minerală costă mai mult decât 2 litri jumate de Coca-Cola. E uimitor ce se întâmplă, da? Un meniu Big Mac, de exemplu, costă mai puțin, mult mai puțin decât o salată. Și vă întrebați de ce sunteți atâta. Da. Ce pun ei în sticlele respective? Nici petul nu este foarte bun, spune Radu Dumitru, nici apa nu este foarte bună și atunci scot aceste prețuri cu care se iese în piață. Redevența pentru apele minerale este de 4 euro pentru 1000 de litri. Statul încasează 5 milioane de euro anual din exploatarea izvoarelor licențiate. Veniturile ar putea fi de 3 ori mai mari dacă ar fi controlată și taxată și apa de masă, spun reprezentanții companiei de stat. Autoritatea Națională pentru Pădure. Eșantioanele au fost prelevate, 70 de eșantioane în supermarketuri, care au fost analizate în cadrul laboratorului nu știu care, din București, din punct de vedere microbiologic. Din analizele efectuate au rezultat următoarele neconformități la mai multe sortimente de apă plată. Winnie, apă izvor plată, îmbuteliată în peturi capacitate de 2 litri, nu corespunde microbiologic. Sortimentul apă de masă necarbogazoasă Aro, îmbuteliată în peturi de 2 litri, nu corespunde microbiologic. Apă de izvor Calypso, îmbuteliată în peturi cu capacitate de 6 litri, nu corespunde microbiologic. Sortimentul apă de izvor plată izvorul Zânelor, îmbuteliată în peturi cu capacitate de 2 litri, nu corespunde microbiologic. Sortimentul apă de izvor Aqua Queen, îmbuteliată în peturi cu capacitate de 5 litri, nu corespunde microbiologic. Ce înseamnă că nu corespunde microbiologic? Că e apă. Înseamnă că e apă, dar probabil că nu e apă de la izvor. Mai ales că eu puteți să-mi tăiați o mână sau să-mi puneți o șurubelniță între degete, că nu mi-aduc aminte să avem vreun izvor care să se numească Aqua Queen. Apă de izvor Aqua Queen. Bă, înțeleg, apă de izvor Borsec. De ce? Există un izvor care se numește Borsec. Cred. Da? Dar Winnie? Unde curge acest pâriaș? De unde țâșnește apa din pământ Winnie? E vorba de Winnie the Pooh? Că dacă e apă care țâșnește din Winnie the Pooh, ursulețul ăla ordinar, nu vreau să o beau. Că e clar că izvorașul nu mă tentează. Apă de masă necarbogazoasă Aro. Aro. Cum funcționează sistemul? Este Ziua Mondială a Apei. La mulți ani tuturor sortimentelor de apă din România, căs ele de la izvor, căs de la Nea Ilie, de la sculărie, că vin de la chiuvetă. Eu beau oricum apă de la chiuvetă. Eu. Cunosc persoane care nu se ating de chiuvetă. Mai prefer apa îmbuteliată. Întrebare, de ce o preferi? Păi mai sănătoasă. Să mori tu. Te-ai născut brusc chimist și doar degustând apa din sticlă știi tu că e mai sănătoasă. Nu, da, vine îmbuteliată și ca urmare logica mă îndeamnă să cred că e mai sănătoasă. Bă, vine pe exact aceleași țevi. Nu spun că din aceeași sursă, dar țevile pe care vine apa sunt aceleași. Că mie încurge la chiuvetă, că tu o bei din sticlă, pe acolo ne învârtim. Tu dintr-o țeavă iese, frate. Exceptând, evident, momentul în care tu personal te duci cu găleata sau cu damingeana la un izvor între două coame de munți cu cerpi și iepurași în jur
și e apă de la izvor de cât. Dar nu cred că face cineva chestia asta. La mulți ani apelor, la mulți ani apelor, oricare ar fi ele, că e ziua mondială ha-ha-pei. Ce mai am pe aici? Ia uite, mă. Băi, sar peste astea. Sar. Mi-a plăcut formularea titlului și a subtitlului, de fapt. Un bucureștean care trăiește în centrul capitalei plătește în medie 330 de euro, mai exact 1400 de lei, pentru plata chiriei aferente unui apartament cu o cameră. Adică rămâne cu un salariu, cu o treime din salariu. M-am oprit aici. Un bucureștean care muncește și stă în chirie în centrul capitalei rămâne cu 30% din salariu? Păi cum face? Un romașcan care lucrează 8 ore pe zi și stă în chirie, cere bani de acasă, de la părinți, după ce plătește chiria și utilitățile. Tot ăia o duc mai bine, frate. Sune acasă ca romașcan. Hei, în roman. Hei, săruna mamă, săruna tată, ce, mai faceți bine, sănătoși? Da, băi, uite, am luat salarul, bravo, fiule, să-l folosești. Păi ce să-l folosești, bre, v-am sunat să mai îmi dați niște bani. Păi, dar ce ai făcut, mamă, cu banii? Păi, mamă, din minunatul salariu de 1000 de lei, jumătate i-am dat pe chirie, da? Și jumătate mi-am luat, am plătit întreținere, lumină, gaz, net, televizor, telefon mobil, mai dați-mi niște bani că trebuie să-și mănânc. Acum nu știu exact care mai sunt chiriile în Roman, și exagerez, evident. Știu că undeva ultima oară când aveam intenția să-mi închiriez ceva, era la vreo 150 de euro. Adică salariul meu. Da? Nu acolo ne învârtim? 100 de euro? Cât e? Hai să-l pun la 40.000, nici măcar la 45. Jumate din cei luați azi pe chirie. Este? Bucureștenii însă rămân cu 30% din salariu. Vreau să vă zic ieri că începusem cu satul ăla care a câștigat la loterie, că e fain că și românii ar putea să câștige la loterie dacă s-ar și câștiga vreodată la loteria română. Și de fiecare dată când vorbesc de loterie și de români, mi-aduc aminte de bancul ăla. A câștigat unul la loterie, la 6 din 49, premiul cel mare. Și vine, evident, nu, omul nu s-a ținut ascuns, nu și-a păstrat anonimatul, că e român, a vrut să dea mare, da? Și vine, evident, reporterul să-l întrebe, domnule, felicitări, să-i spună felicitări, ce o să faceți cu banii? Păi zice, român, o să plătesc o parte din datorii. Așa, și cu restul? Păi, restul să mai aștepte. Păi, oricum mai face în România, vei fi dator cuiva. Vei fi dator, pentru că, încă o dată vă spun, statul, un ministru al finanțelor, muncii, cine dracu ia decizia asta, a stabilit că un român poate trăi cu 1000 de lei pe lună. Da, dar pe lună, nu pe pământ. Pe lună, da, unde nu cheltui pe nimic. De ce? Că nu există nimic acolo, poți să trăiești cu 1000 de lei și să-i ții în buzunar și să fii mulțumit, da, să-i pui deoparte. Pe lună poți, pe pământ n-ai cum, nu prea merge. Dar ei au gândit chestia asta. Băi, cu 1000 de lei un român poate trăi liniștit și au pus minimul pe economie 1050. Da? Că a și crescut fascinant de mult, cum a zis Ponta zilele trecute, parcă, sau cine dracu a zis, Miserescu, că salariul minim pe economie a crescut fantastic în ultimii ani. Așa este, de la 600 de lei a crescut la 1000. E o creștere, aproape de două ori. Dar e insuficientă, 1000 de lei salariul lunar, dar mă, lași puțin în condițiile în care jumătate îi dai pe chirie. Și după aia te întreb de ce oamenii nu cumpără. Bă, ce Dumnezeu să cumpăr? Cu ce să mai cumperi? Îți vinzi un rinichi? Dom'le, dar mă uitam ieri la prețuri. Zic, mai poate mi-au și eu un televizor nou. O fantezie de-a mea, da? Să-mi iau și eu un televizor nou. M-am uitat, 650 de lei. Mă uit în buzunar, n-am 600 și vorbesc de o porcărioară, da? Atât. 650 de lei. Dar cu ce să-l iau?
că nu o să-mi prisosească banii ăștia niciodată. Ce fac? Să mă duc la păcănele? Să-mi risc salariul la păcănele așteptând 5 lămâi? Cum fac să am banii să-mi prisosească, adică pe lângă ce-mi trebuie ca să pot supraviețui o lună întreagă, să am și banii ăștia, adică practic încă un salariu aproape. Ca să-mi permit și eu o fantezie, o, da? Să-mi iau un televizor. Înțelegeți? Ei au gândit aia de sus că 1000 de lei e de ajuns, bă. Că ea, dacă e un om, dacă e căsătorită persoana, a doua persoană din cuplu câștigă tot 1000 de lei, deci ar fi 2000 de lei. Da, dar se dublează și cheltuielile. Că nu mănâncă unul singur, câștigă amândoi și mănâncă numai unul. Mai vin și vreo doi copii, gata, s-a terminat cu fantastica alocație pe care le-o acorzi, nu știu cât e, 49 de lei pe lună, s-au scos oamenii aia. Cine mai trebuie? Poate să se oprească din orice și să aștepte să vină moartea. Da? Un bucureștean, în schimb, rămâne cu 30% din salariu. De ce? Pentru că un bucureștean care a ales să închirieze un apartament de o cameră amplasat în centrul capitalei, fie că este în apropierea locului de muncă, fie că dorește să aibă acces mai facil la mijloacele de transport în comun, plătește în medie 330 de euro pe lună, adică o pondere de 70% din salariul mediu net încasat de acesta. Numai pe chirie, dar rămâne cu 30%. Pe urmă vin toate celelalte și s-ar putea să dea și el telefon acasă. Alo, mami, unde? În provincie, evident. Bă, mamă, brusc nu mai e bucureștean, da? Vorbește. Vai, dragă, o să trebuiască să-mi plătesc chiria de cât 330 de euro, dar se rezolvă imediat. Pune-mi pe telefon. Auzi, brie, mamă, dă și trimite și matal, brie, niște bănuți aici, când e smurtăr de foame, brie, niște sarmale acolo, niște slană. Că ești bucureșteni acolo, dar când e vorba să vină înapoi spre Moldova, brusc sunt moldoveni. Câștiguri. Și evident că de acasă vor lua bani. V-am spus că am avut o prietenă, locuia în București, lucra la nu știu ce multinațională, frate, nu vorbim de chioșcul de la colțul blocului, da? Multinațională. Corporație imensă. Imensă. Atât de cunoscută și atât de mare, încât tot ce înseamnă copie pe hârtie, poartă numele brusc a corporației respective. Salariu 14 milioane. Chirie 13. Am întrebat-o de 100 de ori. Măi, fată, tu plătești 3. Bine, iar 12 milioane, pe vremea când erau milioanele, 12 milioane chirie. Zici, tu câștigi 14. Rămâi cu 2 milioane în fiecare lună, adică, păi zice, nu, că trebuie să plătesc și alte chestii. Păi și la ce mai muncești? Du-te înapoi la Roman, vin încoace în provincie, aici de bine de rău stai cu părinții, dracu, măcar nu plătești. Măcar ai mâncare, casă ai casă, scuză-mă vere, stai ca, ce, să spui că ești în București? Eu fac ceva pe orașul ăla, decât mă duc să-mi, ce, să stau muritor de foame, dar măcar să-mi București, bă, țaranilor ăia din provincie, la voi acolo, la țară, da? Câștigul salarial mediu net se ridică la aproximativ 480 de euro. Cum să nu te apuce plânsul, mă? Câștigul salarial mediu net se ridică la aproximativ 480 de euro. Care sunteți în străinătate, nu râdeți. Ați fi putut avea același salariu dacă nu plecați din țară. 480 de euro. Și ăsta e ăla mediu. Că ăla minim e aproximativ 200 de euro lunar. E de plâns. Și vorbim, băi, știți, există un exod al creierilor. Păi da, mă, tâmpiților, că există un exod al creierilor. Când tu-l ții pe om cu 480 de euro, dar din străinătate cineva îl ofertează cu de 3 ori mai mult. Dar cine ar sta? Nu e logic că toți vor pleca în direcția aia. Nu, nu, ne pleacă medici, adică statul investește în educație și pregătirea medicilor în toți anii de facultate și după ce termină și se văd cu saci în căruță, porcii și nesimțiții pleacă în străinătate. Dă-le un salariu de 2000 de euro și vor rămâne în țară. Dă-le condiții. Fă-le condiții de muncă, hai că ajung la partea asta altă, da? Nu o mai zic de bucureștenii care sărmanii de ei rămân cu 30% din salariu. Fă-le condiții să lucreze în România și ia ghiciți ce se va întâmpla. Vor rămâne să lucreze în România alături de cei dragi. În schimb, nu, ce se întâmplă? Urmăresc varianta text a România te iubesc și mă uit la patru orașe în care spitalele trebuie să fie
nou construite trebuie să fie dărâmate pentru că au ajuns într-un stadiu de degradare care nu permite altceva. Că oamenii și-au băgat cracul, clădirile au fost și responsabilitățile au fost pasate de la unul la altul, au trecut ani peste clădirile alea, echipamentele sunt în țiplă, geamurile, ramele de geam sunt așezate lângă perete, așteptând să fie puse la locul lor, nu mai sunt brusc fonduri, primarul care a venit nou nu este interesat pentru că a pornit-o primarul din urmă și dacă a pornit-o ăla înseamnă că e greșit din start și stau și pe punctul să le demoleze pe spitale. Deci atunci întreb de ce ne pleacă medicii? Păi uite, ăsta ar fi un motiv. La Fălticeni de 26 de ani se construiește un spital. Da, știu, Fălcene, la Fălcene. Da, frate, e un oraș din România, la fel ca oricare altul, putea să fie București. De 26 de ani la Fălticeni se construiește un spital. Primul termen de finalizare ar fi fost în 1995, după care au urmat alte și alte termene, niciunul însă respectat, logic. În acest moment, clădirea este finalizată în proporție de 80 și ceva la sută, dar în șantier nu mai este nici țipenie de muncitor. De ce? Pentru că nu se mai lucrează. Lucrările sunt blocate, iar pacienții sunt nevoiți să zacă pe patul spitalului într-o clădire veche de mai bine de 150 de ani, care stă să cadă. Pe afară pereții arată jalnic, la. Pe o hartă turistică, primarul Cătălin Coman arată distanțele dintre spitale. În spitale aglomerație mare sunt saloane în care sunt și 12 paturi și de multe ori într-un pat zac înghesuită două persoane. Pentru că în spital nu mai era loc, într-un container s-a amenajat cabinetul pentru urgențe. La Fălticeni există un singur medic pe urgențe, care este total depășit de numărul de pacienți. La pediatrie situația este identică. Dacă nu reușim să aducem un medic, ce facem? Desființăm pediatria, zice primarul. Atât l-a dus mintea. Da? Atât l-a dus pe el mintea. Bă, dacă nu reușim să aducem un medic, desființăm pediatria. Nu vere. Domnul primar, te duci matale la Iași, la Facultatea de Medicină. Vezi la cine, din care din studenți se pregătește să fie medic pediatru. Îl vezi dacă îți convin rezultatele omului, dacă este promițător. Îl iei deoparte și îi împinge o ofertă pe care să nu o poată refuza. Domnule student, dumneata ai într-adevăr un viitor strălucit în față. Ei medicul, mă, ei șeful spitalului cu tine. Ești primar, dă-te dracului, poți să faci chestia asta. Îl iei pe directorul de spital și mai iei încă vreo doi din spital ca să dai impresia că ești important, te duci la Iași, că e mai aproape, și îl iei pe primul student care se pregătește ca medic pediatru și îi împinge o ofertă. Domnule, uite, știi, nu l-am gândit, ce ai de gând să faci după facultate? Păi eu aș pleca în Germania. Ai vreo ofertă în Germania cumva? Nu încă, dar sper să-mi găsesc. Domnule, facem altfel. Vino matale la Fălticeni. Noi avem, uite, un apartament duplex. Băi, îl construiești, dă-l dracu, cumperi, că de la primărie cumperi două apartamente, bă, unul peste altul. Faci o gaură între ele și faci omului un duplex, corect? Ofertează-l și îl pui să semneze un contract pe 10 ani. De ce să nu se facă așa? E interesul tău să-ți aduci medici buni. Nu te duci tu ca tâmpitul, îl recomandă facultatea. Te duci cu medici după tine. Suntem în România, pe de altă parte. Tu îl vrei și tânăr să aibă 20 de ani și să aibă 58 de ani experiență. În cazul ăsta, frate, stai și desfințează pediatria. Este atât de simplu. N-am să înțeleg de ce nu se face treaba asta. Dom'le, sunt o grămadă școli și o grămadă facultăți și în fiecare an ies absolvenți de pe băncile școlilor. Ăia nu dispar în neant. Ăia există undeva. Undeva se duc. E așa de greu să te implici, domnule, ca primar, m-am gândit să... Nu personal, că n-as primar, frate, brusc, nu mai pot să vorbesc cu pulimea, cu prostimea. Da? Nu mai pot să vorbesc cu ei, pentru că sunt primar, mă. Corect? Dar fac o delegație. Cine, mă? Directorul economic al spitalului, directorul medical, cine, de că știi ce dracu mai funcții mai sunt pe acolo, da? Și îi pun pe ăia să-mi aducă un medic să recruteze, se numește headhunting, se face în întreprinderi, se face în instituții, se face în firme,
te duci și ți-aduci omul cel mai bun, îl ofertezi. Dacă te duci să cumperi un tablou la licitație, dai din ce în ce mai mult ca să iei tabloul ăla, te bați cu cineva. Dar la noi aștept să vină ăla, absolventul cu miloaga, hai domn primar, vă rog, angajați-mă, că am fost cel mai bun, am absolvit magna cum laude. Eu nu știu ce e magna cum laude, dar dacă nu dai 50.000 de euro, nu te angajează nimeni. Dar asta este România de căcat. Funcționăm exact pe invers. Hai, domnule, că am absolvit, mai știu cum dracu, doctor honoris causa, eu nu zic din cauza mătii, nu din cauza mea, eu sunt primar aici, da? Ia-te tu, vino cu 70 de gaieni, du-ți la medicul director de la spital și fă-i un sex oral ca să poate angajează, fă! Da? Asta este România, în loc ca dobitocii ăștia cu funcții de răspundere să meargă și să facă recrutările. Așa ar fi normal? Ei să meargă la facultate, la medicină și să-i recruteze pe cei promițători. Să le ofere ce trebuie să le ofere. O salarizare decentă, pentru că se poate. O salarizare decentă, un loc în care medicul respectiv să stea, un punct de vedere pe care să îl accepte și să-i dea la schimb un contract pe 10 ani. 10 ani n-ai voie să pleci de la mine din spital. Punct. Ca urmare, 10 ani m-am scos. Nu mai umblu după medic pediatru. De ce? Am angajat unul pe 10 ani. Am contract cu el. Dacă nu îl dau în judecată și tot ce deține, tot ce deține, îl las cu fundul gol, frate. Nu se face așa. După ce ai cheltuit milioane, sute de milioane ca să, în sfârșit, să ieși din facultate ca medic, te trezești tânăr, promițător sau nu, în fața a unui minunat nimic. Și ca treaba să fie și mai bună și să vedeți că karma e într-adevăr o boarfă ordinară, dacă te duci să te angajezi undeva, trebuie să treci printr-un concurs de parcă nu te recomanda facultatea. Trebuie să treci printr-un concurs care este susținut, care este verificat sau cum dracu să zicem, organizat de cele mai multe ori de persoane care sunt mai slabe decât tine, candidatul. Da? Susții examenul respectiv, concursul respectiv și ți-l verifică niște oameni care sunt mai slabi decât tine, niște oameni blazați, niște oameni care s-au plafonat, niște oameni care sunt pe aceleași posturi de zeci de ani. Și au rămas cu mentalitatea de cu zeci de ani în urmă. Și tu, ca tânăr, nu poți intra, deși te recomandă ani întregi de studiu. Profesorii tăi de la facultate, e adevărat, nu ai experiență. Dar cine vine cu experiență? Pe aia o capeți pe traseu, faci 18 ani de rezidențiat, sau cum dracu se cheamă, cum funcționează sistemul. Băi, vină la mine în spital, te angajezi, ești bun, te recomandă oamenii din facultate. Vino și îți ofer toate posibilitățile ca să te dezvolți, dar rămâi și lucrezi pentru mine. Și chestia s-ar putea face nu numai în medicină, dar în orice domeniu. Ieșiți Dumnezeului din birouri, e atât de simplu. Ieși din birou și te duci și faci recrutare de personal. Nu mai, nu pot să vorbesc cu nimeni, că-s primar, frate, de-a mai nu mă mai atinge nimeni cu prăjina. Ești primar prost! Scuză-mă că zic. Dacă n-aducem un medic de sfință în pediatria, bravo, bă, uite, o idee minunată, un primar care merită votat în continuare. Unde sunt? Apartamente, anele, așa. În 2007, pentru că spitalul nu se mai termina odată, fostul primar Vasile Tofan a hotărât să transforme o parte din el în blocuri anele. Saloanele au fost compartimentate cu rigips și transformate în 56 de apartamente sau garsoniere. Când spitalul va fi gata, locatarii vor sta la geam, în geam, cu pacienții. Fostul primar spune că a avut o gândire. Spitalul era prea mare și atunci trebuia să se dea utilitate în ideea asigurării cadrelor medicale tinere, însă nu se înghesuie cadrele medicale la Fălceni. La Cluj-Napoca, în mijlocul anilor 90, s-a pornit construirea celui mai mare și modern spital de urgență din zona Ardealului. Au construit 40% din clădire și și-au dat seama că sunt greșeli din proiectare.
Holurile sunt înguste și două târgi nu pot trece una pe lângă alta. În plus au fost probleme și cu terenul, care era, evident, revendicat. În loc să fie rezolvate problemele, lucrarea a fost abandonată și a rămas abandonată timp de 20 de ani. Întrebăm de ce nu avem. Ne-am obișnuit să spunem, băi, că și biserica este vinovată, că se dau prea mulți bani la biserici. Îmi pare rău, se pare că am greșit. Mai sunt boi din ăștia. Hai de 20 de ani în spital în lucruri și la un moment dat zici, bă, știi ce, nu poate repara? Nu, eu zic, ne oprim. Lasă-l acolo. Această clădire din Cluj-Napoca, de care vă spuneam, a fost pasată de la o instituție la alta ani la rând. Acum este în administrarea Academiei de Arte. De arte! Arta de a muri? Care artă? Ce treabă are Academia de Arte cu Spitalul Municipal de Urgență cel mai mare din Ardeal? Care e arta? Pictează ăia cu sânge și cu mațe pe pereți? Aruncă cu ficatul pe perete și urma rămasă pe perete e o operă de arte? Ce treabă are? În săli zac termopanele care ar fi trebuit să fie puse la perete. Oricum nu se mai poate construi nimic aici, la Cluj-Napoca. Timpul, ploile și zăpezile care au căzut peste acest loc au deteriorat pereții. Probabil că singura soluție este ca această clădire să fie demolată. Actuala guvernare promite că va construi la Cluj un nou spital regional, cu bani de la Uniunea Europeană, evident, pe care statul român îi avea oricum la dispoziție încă din 2007. La Timișoara, la fel, în anii 90 s-a pornit construirea unui spital județean care să cuprindă toate secțiile, după aceeași schemă cu cel de la Cluj și cu aceeași soartă, din păcate. Și această clădire a fost în timp pasată de la o instituție la alta. În acest moment, Spitalul Județean Timișoara funcționează la 14 adrese diferite în oraș și pacienții sunt nevoiți să alerge dintr-un loc în altul pe cont propriu. Da? Motivația actualului primar este în 95, da? Că e fain să spunem din astea, suntem în 2016, da? Cu IPASA. În 95, când a venit Convenția Democrată, ăia-s vinovați, din prima. Ceea ce e specific românului când vine vorba de tot ce a făcut el, e rău, nu trebuie continuat, nu trebuie făcut nimic. Asta este marea noastră, una dintre marele noastre probleme ale românilor, odată cu schimbarea regimului, s-a schimbat și gândirea. Da, deci e vina ălora. Tu, în primar, dacă ai matale la îndemână o clădire întreagă, s-a pornit construcția. Ești primar, frate. Fă proiect, adu fonduri și termină-l. Nu, că în 95, Convenția Democrată, dar cui pasă? În 106, dacii au pierdut războiul cu romanii. Nu, dacă vorbim de istorie. Pâng și gata. Ce treabă are cu prefectura? La Brăila. Stai așa. Secția de oncologie funcționează acum într-un fost cămin studențesc, după ce a fost evacuată de mafia imobiliară din clădirea în care funcționa. La Brăila, un loc prin care trec în fiecare an peste 45.000 de pacienți, s-a construit mult, dar nu funcționează nimic. Doctorul Mihail Iugulescu este managerul acestui loc, îmi place că există un manager totuși. Aceasta este noua clădire a secției de terapie intensivă, anestezie, terminată în 2011, care are toate dotările, dar care mai necesită mici ajustări până să fie inaugurată. 32 de paturi moderne, care mai au puțin și își pierd perioada de garanție. Construcția acestui loc a costat 8 milioane de lei, dotările care stau acum pline de praf nefolosite, multe ieșite din garanție, alte 7,4 milioane de lei. Este incredibil, dar de 4 ani această clădire nu funcționează din cauza unui perete care trebuie spart pentru a face legătura cu spitalul. Întrebați de ce pleacă medicii. Aș putea să continui, că mai am foi. Da? Unul dintre motivele pentru care tinerii, și ne plângem mereu pe chestia asta, vai, ne pleacă tinerii, statul român investește în ei, le plătește studiile și ei disimporcii, împuțiții, măgarii, profitorii, lipitorile, sugacii, viitoare curve și nenorociți, pleacă și lucrează în străinătate, păi da! Printre
dintre altele, care nu sunt chiar lipsite de importanță, gen salarizarea de rahat, mentalitatea de rahat, faptul că statul îi privește pe medici ca pe ultimii cerșetori și că sistemul de sănătate primește, am mai spus, din ce în ce mai puțini bani de la buget în fiecare an, mergând pe ideea că fiecare spital trebuie să descurce cumva. Mai există și varianta asta. Unde îl bagi la muncă pe studentul absolvent? Unde își face el practica? Păi într-o clădire care stă de 4 ani nefolosită pentru că există un perete care trebuie spart și care să facă legătura cu spitalul. Fără nicio aluzie la Băsescu. Da. Aș vrea să angajez 15 medici pediatri, însă secția noastră de pediatrie este deocamdată în stadiu de construcție. Dar în ce stadiu? Am plantat 4 stâlpi în jurul unei fundații. Păi așa stă de 20 de ani. Da, și suntem chiar avansați cu construcția. Anul trecut erau doar 3 stâlpi. Înțelegeți? Prostii! Noi am vrea, ne plângem mereu. De ce nu construiți spitale? Întrebăm guvernul, de ce nu se construie spitale? De-aia că ele sunt construcție. Din anii 90 chiar. Este sau nu, până la urmă, dreptate în... Bă, frate, faceți sistemul medical privat? Bă, vrei să fii îngrijit? Da, tu te și plătește, frate. Adică tot ce ai plătit până acum la sistemul de asigurări de sănătate nu mai valorează nimic, oricum nu valorează nimic. Sau nu valorează mare lucru, da? Eu plătesc la CAS, de exemplu, sau cum dracu se cheamă, n-am nici măcar card de sănătate. M-am uitat pe internet, nu am card de sănătate eliberat. Nici acum. Aia e. Noroc că sănătos. Sper să nu mă bolnăvesc. Este că mi-ar conveni mai mult. Ăsta e sistemul, vrei, nu vrei. Să mă duc să fac un credit în bancă și să stau într-un spital privat? Bă, rezervă, televizor, asistente care vin când apăs pe buton, nu te să stai ca la CPU, că, dar am fost acolo și am văzut să stai să strigi un sfert de oră. Au, mă arde, mă ustură mâna, doamna, asistenta, vă rog! Mă ustură, erau tante care stătea acolo și se inflamase mâna, uite așa, din cauza unei perfuzii. Și asta am văzut-o cu ochiul liber, degeaba să pot justifica aia de la CPO cât vor ei. Acolo sunt mari lipsuri și mari probleme. Și nu e vorba de neapărat de dotări sau de modul în care sunt pregătiți, ci de obraz. Asta mă dă dracu, că doar nu mă duce eu, doctoriță, la urgențe să schimb o perfuzie, nu să stau la asistente. Asistenta va spune, doar nu mă duce eu, frate, că am de făcut o grămadă de chestii, să meargă infirmierul. Infirmierul spune, am alte treburi, să meargă brancadierul. Bracardierul spune, băi, eu știu, mă duc să-i strâng pipile, da? Eu mă duc acolo să-i schimb plosca. Nu mă duc să-i schimb perfuzii, că nu-s pregătit pentru așa. Și se pasează responsabilitatea și ajunge femeia de servici, care să spună, bă, nu mai țipa, că-i țezești pe toți. Da? Că la urmă urmele asta, se pasează responsabilitatea pe cale invers ierarhică. Despre asta se vorbește până la urmă. Nu mai știu de unde am plecat. Bă, sunt oameni care mă sună în timpul înregistrării, mor când mă fac să-mi pierd șirul ideilor. Nu mai știu de la ce plecasem. Bun, senator, nu. CEO-ul companiei galeze de asigurări Admiral Group a anunțat recent că oferă 1000 de lire sterline fiecăruia dintre angajații săi. Banii reprezintă un cadou de despărțire la plecarea sa din companie în luna mai a acestui an. Eu și soția mea vrem să adresăm mulțumiri sincere tuturor celor care au lucrat la Admiral și că au reușit să ducă această companie de la un startup zero la o companie evaluată la 5 miliarde de lire sterline. Astăzi a spus Engelhardt într-o declarație scrisă. N-ați înțeles? CEO. CEO înseamnă de... Am uitat ce înseamnă CEO. Ăla de sus. Șmecherul de sus, da? Care o deține probabil compania asta. Le dă tuturor salariaților câte 1000 de euro. Spre deosebire de patronii români care atunci când se hotărăsc să plece dintr-o firmă, o și închid. După mine, potopul. Da? Am ridicat o companie, am văzut că merge sau am văzut că nu merge. În momentul în care m-am decis să plec, o închid.
Dom'le, dar ai 300 de angajați. Mă duc la bască. Firma mea pot să fac ce vreau. Da? O închid și gata. Și nu doar că o închid, dar preventiv, pentru că vreau să plec, că brusc sunt patron și vreau să mă îmbogățesc și să trăiesc la standard de Bill Gates. Nu mai plătesc nici salariile pe ultimele 3 luni sau 4 luni. Și închid firma și nu mă mai găsește nimeni, că m-am mutat în Bahamas. Că pot. S-a mai făcut, nu e nicio noutate. Mi-a plăcut omul ăsta, Engelhard, bravo lui, dă câte 1000 de lire sterline tuturor angajaților. Fiecăruia dintre angajați. Da, hai că mă tem că trebuie să închei. Senatorii au adoptat ieri un proiect de lege prin care se instituie Ziua Funcționarului Public pe data de 23 iunie, proiectul fiind inițiat de un grup de deputați și senatori PSD pentru a contribui la îmbunătățirea imaginii autorităților și instituțiilor publice, dar și a funcționarului public. Unde era o explicație? Prin organizarea de evenimente specifice. Da? Care se recunoască importanța activității acestei categorii profesionale și acordarea de premii, distincții, medalii, titluri onorifice cu valoare simbolică, funcționarii publici vor fi motivați să ofere servicii de calitate cetățenilor care își vor recăpăta astfel încrederea în profesionalismul, integritatea și eficiența serviciilor publice. Bravo! Bravo! Felicit, un discurs atât de... Mi-a curs o lacrimă! Buna singur nu se vede. Îmi pare rău că am ieșit din cadru, dar am fost atât de atins de ceva încât am fost nevoit să mă ridic. Înțelegeți? Una la mână, ce Dumnezeu să alea evenimente specifice funcționarului public? O să facă concurs de capsat? Concurs de... Care spune mai repede? La colega. Nu la biroul ăsta. O să facă un eseu cu cele mai folosite expresii ale funcționarului public? Suntem în pauză. De ce ai intrat, domnule? Nu vezi că sunt ocupată? Bună ziua! Bună ziua, o fi pe măta! Chestii de genul ăsta, da? La celălalt ghișeu. Casa 12. La birou 12. Păi scrie de asta că încasați. Încasez, dar nu banii dumitale! Dumneata, nesimțitule, să nu vii să-mi spui mie cum se lucrează! Eu lucrez aici 8 ore pe zi, sunt funcționar public! Mișcă la biroul celălalt! Îmi cer scuze, mă, n-am vrut să vin să-mi plătesc taxele și impozite, tu vă în gură de nenorociți, da? Cum o să fiu? O să facă scenete? Scenete cu viața unui funcționar public? Sărmâna, am venit să-mi plătesc taxele. Numai o secundă. Țăr, țăr, a, tu, dragă, stai numai o secundă. Așteptați. Da, dragă, tu nu o să-ți vină să crezi ce am pățit zilele trecute. Tu! Ce, domnișoară, poate... Șșșș! Sunt ocupată. Tu, deci porcul ăla de Mihai n-a avut ce face și domnișoară, dar... Șșșș! Doamne, nu mă vezi că sunt ocupat? Da? Cum o să fie? Care sunt activitățile specifice funcționarului public? Cine rezolvă mai repede soliterul? Pe hard? Cum? Se joacă Spider Solitaire brusc, ăla cu 3 cărți? Cum o să facă? Care închide biroul mai repede? Care reușește să închidă programul până la 4, la 1:30 am închis, am câștigat. Cum o să se facă? Activități specifice, evenimente specifice pentru funcționarii publici. Cred că închei, nu? Mai am 5 minute, pot să închei? Am înțeles. Bă, m-a amuzat chestia asta. Pe urmă, cică, or să le dea premii, distincții și medalii și titluri onorifice, cu valoare simbolică, evident. Premiile tot cu valoare simbolică vor fi, adică, domnule, vă oferim un premiu. Care? E un simbol de premiu, nu vă dăm nimic. Dar nu cred. Nu vorbim de aceeași categorie care are 86 de tipuri diferite de, cum se cheamă... Vai, plăți din alea pentru diverse, pentru muncă periculoasă, pentru că stau în praf, pentru că miros hârtie, pentru că lucrează cu aparatură electronică, pentru că se expun la radiații, pentru că stau 8 ore cu fundul pe scaun, pentru că din cauza asta se deplasează bazinul, pentru că... Cum se cheamă? Spuneți-mi. Știți, ei niște bani pe care îi primesc ei. Am uitat, îmi scapă cuvântul.
ori să le dea niște premii și distincții. Bă, e clar că eu i-am băgat pe toți funcționarii publici în aceeași oală. Sunt convins că părerea asta este o părere generală. Nu sunt singurul care gândește așa. Sunt funcționari publici care chiar își fac treaba din prima. Nu, acum și probabil că și ei sunt de acord cu faptul că funcționarii publici nu sunt văzuți cel mai bine dintre toți oamenii care muncesc în România. Că-s publici, frate. Vrei, nu vrei, ies acolo. Nu o să întâmple nimic. De-aia se spune, bă, vrei să te asiguri că ai un serviciu până la sfârșitul vieții, dar fă-te funcționar public, frate. Te-ai scos. Unde te-ai angajat? La primărie, de exemplu. La taxe impozite. Te-ai scos. Nu mai o treabă. Până la sfârșitul vieții poți să stai acolo. E indiferent. Doamnelor și spre deosebire de sistemul privat, unde nu știi nici măcar dacă apuci sfârșitul programului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!